Da, cu un copil. Și să fie eliberat, să fie vindecat. Și Iisus coboară. Și ucenicii consternați. Și așa parcă frustrat, zice, Doamne, n-am putut să facem minunea asta. Și tatăl copilului se îndreaptă spre Iisus. Și spune, Iisuse, dacă poți, fă ceva. Și Iisus se uită la el copil, vă spătea, imaginați-vă scena, un Dumnezeu al dragostei, să privească preț de câteva secunde, zbuciu-mă la acelui copil. Și Iisus spune, tu zici, dacă poți. El își dă seama, tatăl copilului, de necredință și apoi strigă, Doamne, iată necredința. Și are loc vindecarea copilului. Și după ce are loc în lumea, și nici așa, din mis, zice, Doamne, mie de ce n-am putut să vârșim minunea? Imaginați-vă că o zice. Mulțimile care s-au adunat și ei încercau acolo să facă niște rugăciuni, niște exorcizări și nu mergea minunea, nu avea loc. Și celălalt se vedea, ce ucenici, hai ce oameni spirituali, voi sunteți oamenii care au umblat cu Iisus, nu sunteți în care să scoateți un demon. Le-a făcut praf credința, i-a desfințat, a fost un circ acolo, o rușine pentru cer. Și Iisus coboară și spală această rușine. Și spune un gând inspirat pentru carte, mie îmi place, este Hristosul din Amunții, o carte foarte aproape de ea. La știință de auză, zice așa, ucenicii n-au putut să facă minunea, pentru că în inima lor se avea invidia, se avea orgol. Iar ei am ăștia doi colegi și noi lasă aici, de cât o se întâmplă lucrul acesta? Și pentru că inima a fost blocată de orgol, de tare, de invidie, lucrarea de Dumnezeu n-a mai putut trece. Avem inima deschisă, se întâmplă deschiderea noastră. Închid paranteza cu cartea